FC Bolintin pornește favorit în această finală, nu numai pentru că evoluează pe teren propriu, ci și pentru că și-a adjudecat titlul la finele săptămânii. Cealaltă finalistă, Silver, Zorile, poate cuceri în premieră un trofeu, jucătorii săi fiind foarte montați înainte de meci. Zorile a încheiat campionatul pe locul 6. Pentru FC Bolintin, meciul reprezintă un ultim test înainte de barajul pentru promovarea în Liga a 3-a cu Athletic Bradu, campioana județului Argeș. Partida cu argeșinii va avea loc pe teren neutru la Roșiorii de Vede pe 19 iunie. O să tratăm meciul cu maximă seriozitate pentru că este ultimul joc înaintea meciului de baraj. Vrem să aliniem cea mai bună formație, e un trofeu care merită câștigat și trebuie câștigat. Meciul dintre FC Bolintin și Silver Inter Zorile va începe la ora 18. Câștigătoarea ediției trecute a cupei, faza județeană, a fost Avântul Florești, care a trecut de Nova Force Giurgiu cu scorul de 4-0. Floreștenii au realizat atunci dubla, câștigând și campionatul.